curios să aflați câți locuitori sunt în București, conform recensământului, veți afla că sunt 1.710.000. Deci sunt cu 80.000 mai puțini locuitori decât alegători. Același lucru se găsește, dacă vă uitați în cifrele oficiale, probabil și la Piatra Neamț dumneavoastră, la nivel național. Sunt 19 milioane, pam, 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 de alegători și mai puțin cetățeni rezidenți, conform statisticii. Încercați să aflați din statistici câți români sunt plecați în străinătate. Și veți găsi cifre oscilante între 5 milioane și 9 milioane. Pentru că n-am avut niciodată o evidență clară, pentru că n-am vrut să avem o evidență clară. Pentru că dacă noi recunoaștem că populația a scăzut semnificativ, populația rezidentă în România a scăzut semnificativ, asta ar presupune să schimbăm numărul de reprezentanți în Parlament. Ar presupune să schimbăm numărul de membri în consiliile locale, județene, municipale. Păi nu poți la o localitate care are 50-80 de locuitori într-o comună să ai 14 în consiliul local. La fel și în municipii, la fel peste tot. De aceea am vrea să spunem celor care fac aceste topuri că nu e adevărat, că cifrele lor sunt greșite. Dar nu avem ce să arătăm în schimb. Și iarăși este o expresie a riscului de a cădea în totală irelevanță. Că vorbeam despre populația pe care o pierdem, trebuie să înțelegem că avem două feluri de emigrație. Dacă după anii 90 lumea a plecat din motive economice în principal, astăzi pleacă din cu totul alte motive. Din lipsă de oportunități, din lipsă de respect, din lipsă de recunoaștere, din lipsă de sistem de educație corector pentru copii, chiar dacă le oferi salariu. Sunt salarii bune. Am discutat cu oameni care în momentul de față, urmare a schimbărilor, câștigă mai puțin afară decât ar câștiga în țară. Și am spus, de ce nu te întorci? Și mi-a spus, pentru că sunt tratat cu respect afară. Pentru că mă duc la medic și sunt programat. Pentru că dacă îmi spune că am nevoie de un CT sau de un RMN, mă programează peste cel mult o săptămână, nu peste 8 luni. Dacă îmi dă o rețetă de medicamente, mă duc și le iau. Nu mi se spune că trebuie să mă duc peste 2-3 luni și să vin între 5 și 7 dimineața, că după aceea nu mai sunt. De asta nu se întorc. Am discutat înainte de pauză un pic despre supărările cu educația, cu cercetarea, ce înseamnă și de ce credem că amenință relevanța României. Putem să extindem în foarte multe domenii aceste lucruri. Discutam cu niște colegi înainte de întâlnirea noastră despre turism. Și ați văzut mai toți, probabil, protestele care se extind în Europa împotriva turismului. În Spania, în Italia, în Grecia, unde lumea e revoltată pentru că afluența foarte mare de turiști le afectează plajele, le schimbă nivelul de trai, crește prețul locuințelor, alimentelor și spun, vrem mai puțin turiști. Într-un asemenea moment, țări ca România ar trebui să știe cum se poziționează rapid. Și când au apărut aceste crize undeva la începutul lunii iunie, să găsești alternative, să te promovezi, pentru că spre deosebire de plajele din Spania, din Italia, din Grecia, care sunt în zone locuite, litoralul românesc, spre exemplu, e într-o zonă care nu este cu destinație urbană de rezidenți. Este strict destinată turismului. Pot să vină câți turiști vor, câți în cap. Și nu ne afectează pe noi. Ce am făcut noi? Am văzut cum a zis premierul, că a fost la München, la campionatul european de fotbal, și a spus, am fost foarte fericit că am văzut pe taxiuri reclame pentru turismul în România. Ce se vede era frunza de stejar la doamnei Udrea. Acum a trebuit să ne hotărâm și cu asta, dacă e bine sau e rău, dacă e bună sau e rău. Dar, în sfârșit, a spus, sunt foarte mândru că oamenii sunt invitați în România. Și după câteva zile, ca să arătăm cât de bine sunt veniți turiștii, a ieșit ministrul transporturilor și a zis, închidem de mâine Valea Oltului, care este principala cale de legătură între Transilvania
și sudul țării. De ce ar veni turiștii? Păi nu, că au rute ocolitoare. Le-a explicat că sunt rute ocolitoare. Problema este că atunci când a anunțat rutele ocolitoare, nu s-a documentat dacă pe rutele ocolitoare sunt lucrări de reparații. Și eu am fost, pentru că am avut o deplasare în țară, și am luat-o pe Brașov, Cotlea, și am stat 2 ore și jumătate la un pod care era în reparație. Pentru că nu s-a gândit nimeni. Pentru o lună oprim toate lucrările pe rute ocolitoare, ca să putem să facilităm traficul în sezonul turistic. Nu s-a gândit nimeni să discute cu Ministerul de Interne să spună, pentru o lună cât am închis Valea Oltului, asigurați 1.000-2.000 de lucrători suplimentari de rutieră care să faciliteze fluidizarea traficului pe rutele astea două, pe Valea Jiului și pe... Pentru că nimeni nu gândește. Pentru că sunt atât de ocupat să muncească încât ei nu gândesc. Pentru că nu sunt în stare. Și lucrurile astea arată încotro ne îndreptăm. Vorbim de securitate și e un subiect care pe mine, și nu ca militar neapărat, ci ca român, mă supără foarte mult. Mi se spune la 2-3 zile că România este apărată de militarii NATO. Și ne bucurăm că în bazele NATO din România sunt militari din Franța, din Grecia, din Italia, din Statele Unite, militarii NATO care stau să apere România. Trebuie să le zică cineva, dar să le zică tare, cu megafon. Militarii români sunt tot militari NATO. Pentru că România e țară NATO. Și dacă ne apără militarii NATO, ne apără în primul rând cei 72.000 de militari români. Nu cei 5.000 de militari, care au o valoare simbolică. Sunt o confirmare a coeziunii, a alianței, a unității. Dar atât. Noi suntem apărați de militarii NATO români. Militarul NATO român e militarul român e militar NATO nu doar când e în Kosovo sau în Afganistan sau în Irak. E militar NATO și când e în România. Nu, în România noi suntem foarte preocupați să-i spunem militarului că are pensie nesimțită, că n-a fost în război, că nu este bun, că nu are contribuție, o gogoașă uriașă pe care nimeni nu vrea să o explice, că nu contribuie la bugetul de pensii, păi nu contribuie la bugetul de pensii pentru că prin lege militarul contribuie la bugetul de stat. Foarte puțină lume e dispusă să înțeleagă un lucru extrem de simplu. Și atunci noi polarizăm societatea, unul împotriva altuia, civilul împotriva militarului, privatul împotriva bugetarului. Urăsc acest termen de bugetar. Îl urăsc pentru că încearcă să împartă lumea după locul de unde își primește banii, nu după calitatea muncii, nu după importanța socială a muncii. În opinia mea, știți cine sunt cei mai mari bugetari ai țării? În opinia mea, și dacă greșesc, îmi cer scuze. Dom'le, sunt cei pe care îi punem la privat, că le spunem regii asfaltului, că le spunem regii nu știu ce, ăia care s-au îmbogățit strict din contracte cu statul. Păi ăia și-au banii de la buget. Dacă el de 30 de ani își ia banii doar de la buget, doar din contracte cu statul, și criteriul de stabilire a calității este de unde își primește banii, păi un privat care câștigă doar din afaceri cu statul, deci doar de la buget, dacă ăsta e criteriul, putem să-l numim bugetar fără teamă. Și e cel mai mare bugetar, dacă ne uităm. Nu amărâtul ăla care ia 3.000 de lei și îi spui că e bugetar. Dar oricum e o incoerență. Continuăm pe securitate. Vă spuneam de militar ce mă supără. La fel vorbim despre structurile de informații și securitate, pe care le acuzăm că sunt necontrolabile. O să vă spun un secret, vă rog, nu spuneți la nimeni. Sunt de acord că nu sunt controlabile. E o greșeală în estimare. Nu sunt necontrolabile. Sunt necontrolate, dar nu e vina lor că sunt necontrolate. E vina celor care exercită controlul. Ei sunt cei care sunt problema. Pentru că nu exercită controlul. Uitați-vă, și am avut zilele trecute, puteți să găsiți pe YouTube clipurile cu audierile șefului Secret Service, doamnei Kimberly Chittles, și a șefului FBI, după atentatul împotriva lui Trump, eșuat.
Uitați-vă la audierile din Congresul American. Uitați-vă cum sunt puse întrebările. Uitați-vă că fiecare congresman sau congresswoman care vine acolo, vine cu o listă de întrebări documentate. Își ascultă predecesorii. Spune, aveam o întrebare, dar ai răspuns la ea deja doamnei cu tare. Deci nu vorbesc doar ca să se audă vorbind. Întrebările sunt extrem de clare și de ferme. Este evident în atitudinea lor că ei nu întreabă pentru curiozitatea proprie. Întrebările lor sunt puse în calitate de reprezentanți ai poporului. Și nu prea-ți vine să te joci într-o asemenea situație. La noi, eu ca șef de serviciu, interimar, dar am fost 4 ani șef de serviciu, mi-aș fi dorit asemenea audieri. Nu neapărat, nu mă refer la televizate, ci niște audieri clare, pentru că ar fi putut să dea ocazia ca ei să iasă și să spună ce au găsit. Și anume că nu se încalcă legea. Nu, nu o fac, pentru că dacă ar spune așa ceva, și-ar pierde șansa unor țapi spășitori perfecți. Pentru că serviciile sunt mari mulți. Și iarăși confuzăm lumea. Cei de afară spun excepțional militarul român, foarte bune serviciile românești și noi spunem, ce militar, domne, militari, noroc că avem militari aia. Am tot respectul pentru militarii străini, da? Militarul român e primul. Am tot respectul pentru serviciile străine, dar am lucrat. Și erau multe zone în care îi depășeam pe cei despre care vedem filme toată ziua. În economie. Și aici fugim în pas cu pași mari către aceeași irelevanță. Interacțiunea dintre economic și politic a fost întotdeauna o problemă disputată și niciodată clarificată. Cine e înainte este ca și oul cu găina. E o întrebare ce nu are un răspuns definitiv. Factorii economici pot modela evoluțiile politice, pot influența radical evoluțiile politice. Am văzut ce a însemnat criza din 2008, urmările crizei și cum ele au avut un rol mai important în creșterea tendințelor extremiste în politica europeană, alunecării către formațiuni extremiste, către formațiuni antisistem, apariția și dezvoltarea acestora pe acest fond al problemelor și tulburărilor sociale și economice. La rândul ei, economia, în mod evident, poate fi influențată de politic pentru că e controlată, cum politicile monetare, financiare, politica de taxe și așa mai departe. Problema noastră este lipsa unei viziuni clare. Fiecare economie națională își stabilește, nu de la sine, prin factorul politic, își stabilește niște obiective, plecând de la caracteristicile proprii și de la posibilități și stabilește unde vrea să ajungă și își definește foarte clar. Vrem să facem asta și asta pentru a deveni cel mai mare producător de, cea mai, țara cu cea mai mare eficiență într-un domeniu sau altul. Noi nu reușim. Eu n-aud obiectiv strategic al, nu ca a României, vreau să aud un obiectiv strategic. Am auzit atunci când președintele României a fost în vizită în America de Sud, cred la întâlnirea cu șeful statului chilian, m-am bucurat că l-am auzit, era transmis în direct și spunea, și vreau să vă spun, obiectivul strategic al României și zic, op, avem un obiectiv strategic, bine că-l aflăm din Chile, dar e bine că-l aflăm. Și după aia a continuat, este sprijinirea Ucrainei, e un obiectiv într-adevăr, dar dacă ăsta e singurul obiectiv strategic al României, avem o problemă. Vorbim de economie, probabil că și dumneavoastră vă întrebați când vedeți magazinele Pepco, că am văzut că și aici e un magazin Pepco în apropiere. Sunt 400 și ceva de magazine Pepco în România. Cum au reușit polonezii să umple țara de magazine? Câte magazine românești sunt în străinătate? Uitați-vă la Grecia, o țară cu probleme serioase și totuși aflăm din când în când, Grecia au cumpărat companie de comunicații, au cumpărat în transporturi. Cum pot? Pentru că sunt într-o permanentă cooperare statul cu antreprenorul. Se promovează pentru că și-au definit interesul național.
Noi nu reușim să facem acest lucru. Nu avem o ofertă de predictibilitate. Nu ne batem pentru operatorul român. De câte ori auziți la știri, ambasadorul Franței a fost primit de primul ministru sau de ministru de externe, unde s-a dus însoțit de președintele grupului Renault. Sau ambasadorul olandez însoțit de președintele grupului Damen sau și așa mai departe. Grupuri private. De câte ori ați auzit de un ambasador român care e primit de un șef de stat sau de guvern de afară, fiind însoțit de un operator economic român? Nu fac, pentru că nu avem un cadru, pentru că nimeni nu se gândește cum să creeze un cadru care să justifice o asemenea activitate. Promovarea operatorilor economici români de stat. Nimeni nu se gândește. Sau nu, noi ne gândim, nu se gândesc cei care trebuie să gândească. Soluția există. Aș spune că nu există predictibilitate în politicile economice ale guvernanților. Și iarăși e un drum către irelevanță. Dar mă tem pentru că o să vă dau un citat din premierul nostru, care spune așa. Spunea: este nevoie de garanții ferme și de predictibilitate. Și are dreptate, nu? Deci, spune, este nevoie de garanții ferme și de predictibilitate. De aceea vin astăzi în fața dumneavoastră cu o dublă garanție, spunea domnia sa. Atât fiscal-bugetară, cât și de ordin politic. Nu, spune, repet, nu mărim taxele. Nu ieșim cu nici un milimetru din coordonatele financiare stabilite. Poate că sunteți emoționați. Wow, a zis asta și ne-a scăpat. Nu, nu v-a scăpat. Asta a spus-o investitorul american. N-a spus-o celor români. A spus-o la întâlnirea Camerei de Comerț Româno-Americane, pentru că investitorul american merită asemenea asigurări. A mai spus tot acolo. Poate nu știați de ce au vrut să devanseze alegerile prezidențiale. O să vă spun imediat, pentru că sunt sigur că v-a scăpat declarația. Simplificarea calendarului electoral prin comasarea alegerilor și devansarea scrutinului prezidențial din România dă șansa țării noastre de a-și proteja viitorul economic. E, dacă nu știați de asta, pentru ca să protejăm viitorul economic. Problema e întrebarea care se naște. Deci acum, dacă nu mai e devansată și s-a întors la loc în noiembrie, nu mai protejăm viitorul economic? Ce am făcut? Înseamnă că viitorul e trecut? Dar la american merg și de-astea. Și ultima chemare, tot către americani, a fost: investiți în România și veți obține rate de profit pe care nu le găsiți în prea multe alte țări ale lumii. Dumneavoastră, antreprenorul român, v-a spus treaba asta? De ce trebuie să vorbim despre străini și iarăși vorbim despre irelevanță? Despre modul în care se uită. Predictibilitate. Ce poate fi mai predictibil pentru români decât 112 modificări ale legei educației în 11 ani? Două legi unice de salarizare în 10 ani, niciuna aplicată. Trei legi de pensionare pentru militari în 7 ani, fiecare întorcând totul invers, câte o lege a sistemului unitar de pensii publice pe fiecare legislatură și putem continua modificările de taxe și de impozite și așa mai departe. Și din când în când ne întrebăm cum putem să supraviețuim și să fugim de irelevanța despre care vă vorbeam. Politica externă nu e cu nimic mai brează, pentru că politica externă românească, în politica externă românească, specialistul a fost dat deoparte. Ați auzit zilele trecute, au fost public numiri de ambasadori. Uitați-vă pe liste câți dintre ambasadorii numiți sunt consilierii președintelui Iohannis și primului ministru Ciolacu. Și cât sunt diplomați de carieră.
Pentru că vin alegerile și s-ar putea să își caute de lucru unul sau altul. Unde să-i trimiți? În diplomație, că este frumos. Așa cum este la Washington ambasadorul, fost consilier prezidențial. Ce s-a rezolvat cu vizele? Ce s-a făcut? Diplomația este o meserie, nu este pentru recompense, pentru apropiați sau pentru jurnaliștii care scriu frumos despre tine. Nu poți să-i promovezi pe ei. Nu poți să nu pui întrebări. Austria a refuzat primirea României în Schengen. Cine e ambasador în Austria? Ce s-a întâmplat acolo? Ce informări au fost în prealabil? Nu s-a putut intra. Croația a putut. Croația a avut întâlniri înainte și a lămurit problemele în timp. Da. Este o incoerență crasă. Și vă dau un exemplu. A fost o dezbatere a noi despre donarea sistemului Patriot. Fiecare român e îndreptățit la opinie, la decizie sunt îndreptățiți câțiva care, conform pozițiilor oficiale, au această cădere. Mi s-a spus că decizia s-a luat în sat și așa s-a luat, da? Sunt convins că foarte puțin de dumneavoastră a citit comunicatul SAT și nici nu trebuia neapărat să-l citi și din cei care l-au citit sunt și mai puțin cei care au încercat să înțeleagă. Îmi permiteți să fac o lectură pentru asta? Decizia XAT sună așa, comunicatul după XAT. Decizia de donare s-a bazat pe o evaluare tehnică aprofundată a autorităților române, fiind luate toate măsurile pentru eliminarea riscului de creare a unor eventuale vulnerabilități pentru România. Este clar. Deci s-au luat toate măsurile pentru evitarea creierii riscurilor oricăror vulnerabilități. Și după aceea comunicatul continuă. Această donare se face cu condiția continuării negocierilor țării noastre cu aliații, în special cu partenerul strategic american, în vederea obținerii unui sistem similar sau echivalent, care să răspundă nevoii de asigurare a spațiului aerian național, fiind totodată necesară identificarea unei soluții temporare de acoperire a vulnerabilității operaționale astfel create. Păi nu ne-ai spus cu o frază înainte că s-a hotărât că nu este nicio vulnerabilitate? Aș vrea să vorbesc de o greșeală gramaticală, oricum e la fel de gravă, dar nu e gramaticală. E o greșeală de logică profundă și nici măcar nu interesează, nici măcar n-au încercat să corecteze sau să explice. Ni se spunea la sfârșit în același comunicat că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au aprobat obiectivele României la summitul NATO din acest an. Acum eu nu știu dacă ei au aprobat și faptul că președintele nu va participa la recepția șefilor de stat de la Washington și nici la conferința de presă unde au fost toți șefii de state. Poate au aprobat. Poate au aprobat asta ăștia de la XAT. Dom'le, dumneata să nu te obosești, te duci la shopping două zile și lasă pe domnul Ciucă să se plimbe pe acolo. Ca să avem scenea penibilă când n-a fost primit la recepție. Sunt lucruri multe care arată că și diplomația este... Uitați-vă pe site-ul MAE când aveți timp și curiozitatea și căutați parteneriate strategice și o să găsiți lista partenerilor strategici ai României. Ce înseamnă parteneriat strategic? Ne explică Ministerul de Externe. Sunt relații bilaterale care se disting prin soliditate și amploare. Ei bine, pe această listă toată lumea știe că este SUA, nu? Că este Italia, dar nu știu câți mai suntem conștienți, poate am auzit, dar am uitat, că este Azerbaijanul, că este Georgia, că este Ungaria, că este Moldova. Trebuie să ne hotărâm. E o listă forever? Ori e partener strategic cu Ungaria, ori îl condamnăm pentru dialogul cu unii sau... Trebuie să ne hotărâm. Dacă Georgia este un partener strategic, vreau să văd acțiuni comune cu Georgia sau cu Azerbaijanul. Este vorba de o incoerență care iarăși ne aruncă în anonimat. Despre politica internă am văzut foarte bine ce înseamnă. Măsuri luate după o zi pe alta și anulate la fel. De la
anunțurile acelea cu mâine dau ordonanță, spunea dumneavoastră așa energic. Mâine dau ordonanță și HG pentru mărirea salariului în construcții de la 4.000 la 4.500. Asta a fost în 27 septembrie. În 28 septembrie iese și spune niciun salariu minim nu trebuie să scadă. Am decis să scot după ordinea de zi mărirea salariului pentru construcții. Pentru că peste noapte cineva, un funcționar, nu, evident nu împărțea, a făcut un calcul de trei simplu. Și a constatat că prin mărirea salariului crește CASS-ul, este în plajă și de fapt câștigă mai puțin. Și le mărea salariul făcându-l mai mic. Nu contează, ideea este, dom'le, cum poți să ieși ca ministru de finanțe și ca premier să anunți niște chestii de-astea pe care le rezolvă un copil de clasa 5-a? Și vorbim despre relevanța sau irelevanța României. O să spune, păi nu, dar vorbiți de politicieni. Dați-mi voie să vă zic, România pentru noi poate să însemne Doine, poate să însemne Dansul Călușarului, poate să însemne Miorița, poate să însemne tradiții de Paște, de Crăciun. Pentru sternătate, România este egală cu reprezentanții ei. Românii sunt egali cu cei de care sunt reprezentați. Știți cum începe un dialog între doi demnitari de rang înalt? Întotdeauna începe pregătirea prin documentare, prin citirea CV-ului interlocutorului. CV-ul nu e cel pe care ți-l pui tu pe guvern, pe site-ul, e cel obținut de servicii, prin documentare, prin studiu, prin verificare la universități, în cercul de relații și așa mai departe, pentru că vrei să-i dai demnitarului tău o imagine perfectă a celui care se va întâlni. Și acolo scrie exact când ai terminat liceul, când ți-ai luat bacalaureatul, când ai terminat facultatea, când ți-ai luat diploma, ce ai făcut între timp, cu ce terorist ai fost prieten și l-ai dus la vânătoare. Scrie tot. Scrie cât ai profesat. Degeaba scrii tu pe jurist. Acolo scrie, n-am profesat niciodată. Acolo e foaia matriculă pe care noi nu o găsim, că n-avem acces, dar serviciile o găsesc, cum am găsit-o noi pat. Mai toți cei ale căror fișe trebuia să le întocmim. Și pentru interlocutor, asta e România. Tu poți să-i zici premierului israelian, fratele meu Bibi. Poți să-i zici oricum, numai cum îți spune el ție. Și mă îndoiesc că spune fratele meu Marcel. Tu poți să-i spui lui Pedro Sanchez, prietenul meu cel mai bun, Pedro. Problema e cum spune Pedro ție. Nu când ești acolo. După ce ai plecat. Degeaba le scrii românilor evacuați în Egipt. De-aba o așteptăm în țară și te vezi cu toți. Dacă în țară sunt așteptat de SRI pentru interviul de securitate. Sună ca naiba. Nu era mai bine să-i verifice mai întâi SRI-ul și după aceea să se vadă premierul cu ei? Ca să știi pe cine întâmpini și spui bine ați venit? Ca să nu zic că dacă te duci în Israel și anunți pe români că România e pregătită să vă evacueze, încheia citatul. Păi de-aia nu au venit în țară, că nu știau ce urmează să se întâmple. În septembrie 2023, premierul Ciolacu a anunțat, și nu vorbesc despre Ciolacu în sine, pentru că e vorba de un angrenaj. Dumnezeu citește niște texte. Problema este